Eveniment înscris și în agenda zilelor municipiului Rădăuți. Și anume, vernisajul expoziției sub ocrotirea Sfântului Ierarh Leontie, învățător și învățăcei, atelierului de pictură Vasile Popescu, în cadrul așezământului de copii din Rădăuți, și lansarea de volumului de haiku efemeride al subsemnatului, apărut în anul 2020 la editura Știință, Cultură și Artă din Mediaș. Pentru cei ce și-ar fi dorit astăzi să fie aici, dar de vari motive nu au putut fi prezenți, facem cunoscut că evenimentul va fi transmis online, prin amabilitatea domnului Corneliu Căteiu, cu rânduimea de a distribui și noastră link-ul mai departe. Mulțumim organizatorilor, partenerilor și tuturor celor ce au făcut posibilă această manifestare. Așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți, Galeriile Sirus din Mediaș, Mănăstirea Bogdana, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Trimitas TV, Rădăuți Ziar, Cromdel TV, Crainou Suceava, Săptămânalul de Rădăuți, Delfio Design și Printul Rădăuți. Ce se întâmplă astăzi? Practic, doi popești vor să vă dezvăluie câte ceva din pasiunile și realizările lor, dar și cum aceștia încearcă să transmită generației următoare, o generație tot mai prinsă într-o ascensiune fulminantă a inteligenței artificiale, faptul că este foarte importantă dezvoltarea laturii emoționale a unui individ prin intermediul artei. Primul Popescu este domnul Vasile Popescu. Cel mai tânăr. Domnule, s-a cu siguranță că este unul dintre cei mai mari pictori acuareliști români, contemporani, cu zeci de expoziții în țară și în străinătate. Președinte al Uniunii Scriitorilor din Mediaș, un rădăuțean adoptat, care revine pe meneagurile numelui său pentru a realiza aici, în cadrul așezământului de copii din Rădăuți, o adevărată școală de pictură. Și toate acestea doar cu dragostea sa. Atelierul de pictură din cadrul așezământului poartă numele. În semn de prețuire pentru tot ceea ce înseamnă un artist plastic și suflet. Maestre, ne-ați dat culoare. Noi vă oferim cuvântul. Mulțumesc! Are drumul drum spre Rădăuți, acolo de patria de osemite, antiquului strămoș ce s-a mutat, pe cerul sfânt aducerea minte. E o strofă din imnul lui Bogdan Voievod al Ion Alexandru. La fel ca imaginele și mesajul primis de aceste versuri, m-a referit mult și mi-a inspirat și titlul expoziției, sub ocrotirea Sfântului Ierarh Leontie. Astfel, Sfântul Ierarh Leontie a fost duhovnic și învățător lui Daniel Cerșihastru. Acesta a continuat înălțarea spirituală, fiind duhovnic și sfătuitor de taina lui Ștefan cel Mare, neamul numindu-l mai apoi și cel Sfânt, ce vechează și acum din locul său de vede la punta. Oamenii dumnezeiesc prin puterea faptelor. Este, trebuie să realizeze și cei tine ce rădăcini adâncele. Și asta e un exemplu. S-a rândit așa ca în aceste zile de sărbătoare rădăuților să se realizeze cu aportul copiilor, tinerilor așezământului, ca și a celor ce au beneficiat de generozitatea acestei instituții, acum adulți, ca și ei, care au la rândul lor copiilor de crescut și de educat. Este prima expoziție în această formulă. Adică, eu le spun prima categorie de cadeți, în nouă așezat acolo, sunt cei mai bine care încă sunt liceeni și fac școală în Rădăuți. După aceea vin veterani de război, cei care au fost și sunt membri atelierului de pictură, acum
avem două mămici cu copilași, avem studente de la medicină, de la geografie, de la arte plastice. Aceasta e cumva, am să fie și o oprindă a exemplului pe care l-a oferit Sfântul Leonte, care a fost un învățător și un mare pedagog în a forma oamenii de biserică, pentru biserică, în credință, pentru generațiile care urma. Vedeți ce putere a avut încât a fost duhovnicul Daniel Cesiast. Nu s-a impus o tematică anume, tinerilor și copiilor. S-a lăsat la alegerea fiecăruia pictoraș, cum ne spun eu, subiectul lucrării pe care a fost. Aceasta a fost metoda pe care eu mi-am ales-o din 2013, de când s-a fundat atelierul. Adică, eu le-am furnizat tehnici de acuarelă cu care se poate exprima o și ce imagine de prin sau sentiment care l-a în ei și le-a trage atenția. Aveți ocazia să observați foarte multe stiluri tehnici, de la cele devenite clasice până la cele mai exotice, cum ar fi suminagashi, care e o tehnică japoneză. Colajul, presupunctul neconvențional pentru acoarele. Nu se exemplific spre a nu diminuată cele adunărate de a identifica. Ce mai fi de spus e că în acești ani s-au obținut foarte multe premii acordate de Academia Națională Arte și Culture și de Bele Arte, Letere și Știință din Italia. Subiectele abordate, o să observați, sunt o diversitate fermecătoare. Și ca abordare și ca, efectiv, esența subiectului. De la multe chestii naive până la cele mai înalte nivele de tehnică. O să vedeți peisaje. Cele mai multe sunt în salonul din stânga. O să vedeți potrebe. Natură statică. Unele adevărate metafore ce subliniază imaginația și structura sufletească a fiecăruia. Precum și atitudinea lor. Ei deja au creat discernământul, cei peste 18 ani, ei deja creat discernământul și au atitudini față de ceea ce se întâmplă tot și îi exprimă prin desen și culoare. Ca să nu vă țin foarte mult, o să prezint întâi mai pe cadeți. O să rog să fac un pas înainte ca să știe lumea pe cine rog. Petruța Valentina Nechita. Bravo! În ultimii ani a fost cea mai harnică, cea mai productivă dintre Timișoara. Alina Ioana Morișcă, nu știu dacă a venit. Grațioasa Andrada Nascălu. Am o domnișoară cu mai mult misterie, Maria Filip. Două lucrări de acolo, neconvenționale. Montaj și alte tehnici. Georgiana Băzărean. Între lucrările ei o să observați și eu una tehnică chinezească. Chinezii spun Shui Mu Hua. Japonezii spun Sumi Nagashi. Adică tușul care plutește deasupra. Arată că e undeva în camera asta. Ionela Lificiu. Mi-am corectit o vulpiță, știe. Daria Nechita. Am venit a plecat spre partea abstractă. Sebastian Fluturi, primul călbățel. Alina a ajutat foarte mult la pământare. Andriu Hățescu.
mâine pentru acvarelă Gheorghe Maftean. Încă nu crede asta, ce spune. Alex Monteanu, care am înțeles că e plecat, și Ștefan Vasileniu. Ne-am pregătit aici, ca să că și prezentăm, ca să și premiem. Au venit o diplomă de excelență la veterani, unii aleatori, Larisa Nicovan. Paul Valerius, de la Picorul,
care a făcut galeria și a cumpărat pianină, chitară, eu ce mai trebuie. În ultimul rând, Beniamin Cozaciuc. Spațiile de expoziție pe care le aveți în județ sunt neconvenționale și foarte greu de lucrat cu ele. Ne-am avut noroc cu Beniamin că au găsit soluție pentru Doamne. Și pentru trecerea la literatură și pentru sprijinul artei și a picturii, tizul meu Popescu. Data trecută am lansat o carte la Unii Mișoara. Vă gândim bine manifestarea, da? Ce-ar mai fi câteva probleme de administrare? Toate lucrările sunt cu vânzare. Și multe din sumele astea vor merge la așezământ. Listele de cine întrebați, o listă se află la doamna Marta. Doamna Marta, vă rog ca să știe la ce ține. Și o listă la doamna Popescu. E pe aici pe undeva. Așa. În plus, va fi lansarea de carte Lemu Haicu, Lemele Haicu, volumul efemerit de-a domnului Adrian Nicolae Popescu. O să vă introducă și în limbajul acestei arte, Trompoien, fiindcă nu este foarte familiar, deși avem printre cei mai buni haijini la România. Dar legat de valorificare, am fixat un preț pentru volum și catalogul atelierului pe 10 ani, pe care le-am primit. La fel, banii vor merge pentru copii. Acesta este catalogul. Cu toți cei 10 ani de activitate, artiști, lucrări și columașul de efemeride. Și dacă el m-a ajutat pe mine și eu l-am ajutat pe el, am făcut ilustrația la acesta. Mai departe, domnul Popescu, mai tânăr, dau cuvânt. Pentru a face trecerea la cel de-al doilea eveniment în cadrul manifestării de astăzi, a trebuit, în primul rând, să vă fac cunoscut, așa cum zicea domnul Popescu, haiku nu este un gen literar la îndemâna oricui. Este considerat, poate de unii, un gen nișă. Dar, cu siguranță, dacă îl veți descoperi și dacă îl veți înțelege, îl veți aprecia mai mult. Și ca să vă dau un exemplu care mi s-a întâmplat acum de gen, în momentul când am văzut unul dintre tablourile prezentate și în această carte, acel tablou văzându-l chiar original, dar expus în cadrul expoziției de astăzi, am revăzut și eu altfel haiku pe care l-am scris. Ca să nu spun și de faptul că a fost și o surpriză pentru mine că am descoperit o chestie nouă pe care nu o observasem. Dar o să ajungem și la momentul respectiv și o să vă spun despre ce este vorba. Ca să înțelegem ce este haiku. Haiku este practic un scurt poem care utilizează limbajul senzorial. Stimulând și făcând apel la cele 5 simțuri pentru a capta un sentiment sau o imagine. Prin cuvintele sale, haiku-ul evocă imagini reale. Pe obicei, două. Între imagini nu există o legătură. Cititorul fiind, practic, invitat să o descopere. Haijinul, poetul care scrie haiku, căci așa se numește, este provocat să transmită un mesaj viu, respectând câteva reguli clasice, simple, de structura unui haiku. Care sunt cele câteva reguli de scrierea unui haiku?
Păi, în primul rând, în structura clasică, el trebuie să aibă 17 silabe. Deci a dat seama a transmite ceva în doar 17 silabe. Aceste 17 silabe sunt aranjate pe 3 versuri, respectând structura clasică de 5 silabe, 7 silabe al doilea vers și 5 silabe al treilea vers. O altă caracteristică este să se evite metaforele. În haiku noi nu facem metafore. Iarăși, haiku-ul trebuie să facă referire la un sezon al anului, sugerând sau utilizând un higo. Higo, acesta este un cuvânt în jurul căruia se învârte întregul poem, fără a fi obligatoriu să-l pronunți sau să-l enunți în poemul tău. În întreaga lume și implicit și în România, aplicarea către haiku este din ce în ce mai evident. Numărul din ce în ce mai mare a concursurilor naționale și internaționale, consecvența organizării și participarea tot mai numeroasă a românilor la aceste concursuri, dând valoare haijinilor români. Iar pentru aceasta, am bucuria să îl am aproape de mine pe Cezar Florin Ciobârcă, un etalon al haijinilor români, un multiplu premiat al concursurilor din țară și străinătate și organizator el însuși de numeroase concursuri de haiku de România. Și fiindcă tot ne aflăm sub auspiciul învățătorilor și învățăceilor, îl rog pe Cezar, el însuși profesor de limba și literatura română în municipiul Botoșani, să vorbească despre cum este primit și înțeles haiku-ul la noi, dar și despre ceea ce înseamnă o școală de haiku în România. Cezar, îți mulțumesc că ai venit! Prietenul și colegului Adrian, am să vă spun doar câteva lucruri. Cu ceva vreme în urmă, când am apucat de scris haiku, nu aveam la dispoziție nici internet, nici cărți de unde să mă documentez, așa că mi-a fost foarte greu. Am găsit, vorbeam astăzi cu domnul Popescu Vasile, am găsit în biblioteca mea o veche revistă Steaua, acum care apărea la Cluj, și spre finalul acelei reviste am citit pentru prima dată un haiku și m-am mirat că acel haiku e atât de scurt și că a fost premiat la un concurs internațional. M-a frapat și în momentul acela am început să mă documentez, să caut resurse care să mă ajute să înțeleg și ulterior să performez cumva. Au trecut ani, am făcut cunoștință prin intermediul colegului Corneliu Traina Traseu cu site-ul Romanian Cucai, unde pasionații de astfel de poezie din toată țara și nu numai, actualmente sunt români stabiliți în sănătate care participă la județul nostru. Cum spuneam, în legătură cu domnul Traseu, am început să mă perfecționez. Participăm la anumite concursuri săptămânale, am ajuns să cunosc, cum se spune, care este șpir. Astfel încât pot îndrăzni să ies și în afara țării, scriind așa ceva. Să știți că, la prima vedere, oricine citește pe unul din tablourile de discuții ale domnului Popescu, un haiku sau dintr-o carte, ar zice, în secunda următoare, ești simplu, s-ar putea să mă apuc și eu mâine și reușesc să scriu așa ceva. Nu e chiar așa, pentru că trebuie mai întâi să te documentezi, cum spuneam, să citești poeme foarte bune ale înaintașilor, ale celor care au performat în acel domeniu. De aceea, cel mai bine ar fi să faci parte dintr-un grup, dintr-un cenaclu, pentru că altfel nu se poate. Ce mai fi de spus? După ce am ajuns eu să fiu cât de cât cunoscut în România, fiind profesor, am înființat la școală, la mine, un cenaclu care se cheamă Sakura. Sakura însemnând floare de cireș, încercând să strâng aproape și pe anumiți copii care credeam eu sau cărora să le insuflu dragostea de haiku. Și să știți că nu a fost... Da, să vorbesc așa? Da, nu, dar cred că mă aud și fără. Da, m-am luat că nu pot. Da.
Nu, da, eu prefer fără. Sunt persoane în toate sările. Da, da, da. Bine, scuze atunci. Unde am lăsat? Ziceam de copii. Și după 2-3 ani de muncă, cu aceștia am reușit să am rezultate notabile și în afara țării. Ei scriau în română, eu îi ajutam să traduc și la început să știți că îi mai ajutam. N-ai cum să scrii foarte bine din prima. Referitor la anumite chirurgi, zicea Vasile, trebuie să pui anumite ingrediente ca să fie considerat un haiku. Dacă nu, nu trece examen. Da, nu vreau să vă mai plictisesc. Eu am să trec la ceea ce am pregătit pe marginea volumului efemeride. Am aici două foi pe care am să vă citesc ceva. Am să încep prin a vă aduce aminte una, poate știți, un vers din Ion Pilar. De fapt, e vorba de o poezie într-un vers care se intitulează Ars Poetica și sună cam așa. Nu vorbele, tăcerea dă cântecul în glas. Adică, dacă observați bine, e valabil ce spun eu și pentru această galerie, pentru ce se întâmplă aici. Stai în fața unui tablou și nu trebuie să te ajute nimeni să înțelegi. Și tăcerea pe care o ai în jurul tău, încerci să analizezi, să pătrunzi în inspirația, spiritul artistului ca să înțelegi ceva. De fapt, fiecare înțelege altceva, în funcție de experiența culturală și artistică. E greu de spus ce anume face o carte specială, memorabilă. Fiecare consumator de literatură sau cititor de poezie vine cu experiența lui culturală, cu propriile criterii de selecție, cu o doză mai mică sau mai mare de subjectivitate. Toate acestea pot valida sau invalida o apariție editorială. Cu toate acestea, unele volume rezonează cu mai mulți. Fie că ești sau nu un bun cunoscător al poemelor haiku, cartea de față te cucerește prin ceea ce puține volume au, și asta o spun cu toată sinceritatea, și anume ilustrații deosebite care însoțesc exemplar anumite micropoeme, aș spune pe cele care i-au plăcut probabil mai mult artistul plastic Vasile Popescu. Astfel, combinând realitatea a textului cu realitatea B a imaginii propuse de pictor, se ajunge la o întrepătrundere fericită, osmoză, prin care se urmărește potențarea emoțiilor, amplificarea gradului de poeticitate, ut pictura poezii, spunea Platon. În felul acesta, imaginea respectivă îi dă poemului nu numai greutate, ci și o aură aparte, înnobilându-i mesajul. Ceva de genul ce a povenit la finalul de Vasile, când a văzut, m-a spus, a văzut tabloul și și-a adus aminte poemul și vizuală a avut o revelație, o semnificație în plus pe care el nu se gândise, poate. În plus, proceteul acesta nu face altceva decât să conștientizeze că haiku-ul în general este de fapt o mini tapiserie, vorbeam la început cu domnul Vasile Popescu despre asta, a cărui țesătură artistică fină ascunde semnificații subtile, secrete, care nu ți se dezvoltă nici de cum după prima lectură. Revenind la micropoemele din acest volum, se poate afirma fără a greși că avem în față o culegere de bijuterii lirice, o antologie, din care, în forma lor succintă, și vă aduc aminte o vorbă celebră, esențele tari se țin în sticluțe mici, dezvăluie un topos ce abundă în imagini simbolice, revelatorii, oferă un periplu relaxant, la sfârșitul căruia te întreb. Crește. Cu ce ai rămas, cu ce te-ai ales, cu ce te-ai îmbogățit, dacă ai dobândit repere, dacă ți-ai schimbat măcar un pic, de ce nu, percepția, viziunea asupra lumii. Răspunsul este simplu. Colaborarea celor doi artiști te face pur și simplu să-ți tapetezi o parte a galeriei sufletului cu niște abțigânduri, imagini pe care le vei purta mereu cu tine, întotdeauna, oriunde te-ai dus. Din cauza că nu de se întâmplă asta, trebuia să beau un de apă,
Continuăm. Figurile care populează universul poemilor lui Adrian Nicolae Popescu sunt mama, tata, bunicul, bunica, iubitul, iubita, dascălul, cerșătorul, vecina, etc. Personaje care ajută în prim plan frânturi de viață, povești elocvente din lumea lor, bogate în experiențe de viitor. Spre exemplu, Perfeni pârguiți, bunicul tocmește iar căruța veche. Sau, sfârșit de sezon, pătrânul dascăl privind poporii de prânt. Unele haicuri cultivă ironia, gardul putrezit, numai amintirile mai s-ar pârlează. Altele înfierează critică defectele societății contemporane, rătăcirea omului, desacralizarea și părăsirea lui Dumnezeu. Schitul părăsit, spinii mari închinându-se pe la icoană. Ceea ce face din haicurile acestei cărți să aibă priză la publicul, la public, este spiritul lumii, nota șurubeață cu care autorul vizează atât umanul, cât și flora sau fauna. Spre exemplu, picul de rog, privindu-se în oglindă o buburuță. Sau, ca aici înfloriți, e timpul să-l curăți iar vechiul patefon. Universul rural în care a copilărit poetul și care i-a furnizat amintiri de neuitat, este tezaurizat în poeme foarte emoționante. Și dați-mi voi să spun că poemul numărul 1, number 1, spune engleză, este Trenul în gară, un funicel mă leagă de prisma casei. Poate cei mai în vârstă le pot explica și celor tineri ce înseamnă funicel. Și încă unul de aici, la fel de emoționant, prispa putredă, mușchi și toporaș tocmit, scândura ruptă. Greva tocmit, știe toată lumea sau aproape de zonă, are multiple sensuri. De a repara sau de, știți, când ne tocmim cu cineva să facem ceva, da? Un număr însemnat de haicuri este dedicat iubirii, nu se putea, nu? Să fie dedicat eternului feminin, experiențelor erotice care l-au decepționat sau l-au fericit de-a lungul vieții pe autor. Nu putem ști. Două exemple. Amur pe mare. Până la primul sărut, câteva versuri. Poate câteva haicuri sau au zis până acum. Știri meteor, numele tău pe nisip, încă 3 zile. Ce bucurie, așa? Dacă ar veni o fortună sau ar dispărea numele. Și încă unul, poza cea veche, în părul ei ascunse, azi valurile. Acesta este mai melancolic, dar facem bine, la cura sau nu. Ființă solară, nu știu, așa am crezut că ești o ființă solară, bănesc așa ești, aventuroasă ca un matelot și împătrimită de lumea fascinantă a mării, talentatul scriitor surprinde în câteva poeme cadre care ne atrag prin fine sugestii. Spre exemplu, a pus pe mare pipa capitanului rămasă însertat. Sau, castel de nisip, în palmele fetiței, toată povestea. Și ce de grele de fetița, da? Care stă în fața castelului, în ruinele acolo. Nu în cele din urmă, un loc aparte în inima artistului îl au haicurile cu tematică religioasă, cu motive des întâlnite sau foarte frumoase. Spre exemplu, câțiva lipurici se aprind iar luminile la mănăstire. Sau, crucea uitată, pe feștile stinse, câțiva lipurici. Și unul care pe mine m-a răsărit profund, fiindcă am rămas fără părinți și când mă duc la casa natală, îmi aduc aminte tot felul de sărbențe din copilărie. Iar primăvară, între crucile noastre, doar verde frunze. Crucile noastre sunt crucile tuturor celor care nu mai sunt, bănuiesc. Sau poate mai e și situația aceasta când încă suntem în viață, dar locul de veci este gătit. Nu pot încheia fără a spune ceva și despre titlul cărții, care face referire la dramatica și spectaculoasa în același timp.
viață de numai o zi a acelor insecte acvatice numite bopor și rusale. Și am să vă dau un exemplu. Crucea de piatră, doar o efemeridă, peste ani șterși. Pe de altă parte, ca sens figurat, s-ar putea pune și deci vreau să știți, poate pe alții nu, efemeridele mai desemnează lucruri, gânduri trecătoare sau știri cotidiene de mică importanță. Din punctul meu de vedere, haicurile din acest volum nu sunt altceva decât niște gânduri puse în trei versuri, gânduri inteligente, puse în trei versuri care la prima vedere, la prima citire, sunt insignifiante. În fapt, citite cu atenție și apelând la gândirea critică, la experiența emoțională, acestea pun în lumină un complex de semnificații care te intrigă și te lasă pe gânduri. În final, un poem care la fel de mult m-a impresionat, fiindcă îmi aduce aminte de tata și de faptul că și noi suntem ființe trecătoare, nu-i așa, suntem niște efemeride, dar contează până la urmă ce urme lăsăm în urmă. Uitați urmele noastre aici, putem încălcoase ele, urmele noastre sunt aici, aici și în inima noastră. Perseidele, tata îmi scrie iarăși cu praf pe stele. Vă mulțumesc foarte mult! Cezar, îți mulțumesc pentru... Nici nu am cuvinte să-ți mulțumesc, de fapt, pentru ceea ce ai spus tu. Despre... cercările mele în cele 17 slabe. Cu plăcere, a fost o mare. Voiam să continui altfel momentul de față, dar fiindcă Cezar a fost impresionat de un haiku pe care, care l-a memorat și îi aduce aminte de tatăl său. Vă spuneam la început că însumi am realizat o altă imagine atunci când am văzut unul dintre tablourile la distanță. Este vorba despre acel tablou care exprimă exact haicul pe care vi l-a povestit Cezar. Și acum, dacă mi-este permis, cred că aici este. Acesta este tablou. Și să vă spun ce am văzut eu acum două zile. Ploaia de stele, Perseidele, care are loc în fiecare an. Și care mi-a sugerat mie o legătură între cândva se va întâmpla la fiecare sau mai devreme sau mai târziu, să mă aduc aminte de cei care m-au crescut, care mi-au dat viață și care m-au sprijinit ca să ajung aici. Iar domnul Popescu a simțit lucrul acesta. Tata îmi scrie cu praf de stele numele meu. Nu l-am văzut până astăzi. Adrian, dacă vă uitați cu atenție, scrie chiar numele celui care a realizat haicul. Ei, și acum, fiindcă ați văzut ce a vrut să spun autorul, după cum v-a povestit domnul profesor, haideți să vă spun cum am început eu drumul meu pe acest lung și frumos mers al haicului. Așa cum spunea Cezar, în România sunt la început, dar totuși cu pași destul de repezi, apar concursuri pentru cei care scriu haicul, pentru haji. Pentru inițiat. Ei, încercând toate genurile literare în demersul meu, am abordat și un concurs de haiku. Un concurs de haiku organizat de profesorul Corneliu Atanasiu. Un concurs cu vechime și cu prestanță în România. În 2007. În 2007 inițiat. Și, exact cum spunea Cezar, neavând nicio bază, nicio cunoștință despre ceea ce înseamnă haiku, am scris și eu câteva poeme. Practic, concursul era o adevărată școală de haiku și de asta trebuie să ne afiliem, dacă mergem sau încercăm să abordăm haicul, trebuie să ne afiliem la o școală de haiku.
La finalul fiecărui concurs erau făcute comentarii pentru începători. Dar comentarii știți cum? Constructive. Constructive, da? Exact. Mie mi se părea că ceea ce am scris eu avea o valoare inestimabilă. Deci am zis, domnule, sigur o să iau un premiu aici, la cum credeam eu că am scris de bine. Când a venit primul comentariu, jos era. Deci a făcut domnul profesor cu mine... Ei, nu, no. No, exact. Ulterior am început să scriu și chestia asta m-a încurajat, nu m-a descurajat. Iar la un moment dat am realizat că ceea ce era important pentru mine era nu să câștig sau să iau vreun premiu la concursul respectiv, ci să nu găsesc comentariu negativ din partea profesorului. Un lucru foarte important. Referitor la cum a fost ilustrată cartea. Domnul Vasile Popescu, am mai spus și în alte rânduri, este un om providențial pentru zona noastră. Pentru așezământul de copii din Rădăuți și pentru mine ca persoană. Și întâlnindu-ne la una din vizitele dumnealui în cadrul așezământului, povestindu-i despre faptul că scriu haiku, l-am rugat să îmi ilustreze două, trei poeme pentru a putea să dau și o poată de filmare volumului în care intenționăm să-l spun. Surpriza mi-a fost foarte mare. Când a revenit peste două luni, domnul Popescu m-a întrebat, zice, aveți vreo haiku la care țineți să-l ilustrez? Nu neapărat, care considerați dumneavoastră? Poate unul care mai deosebit, zic, domnul Popescu, care strigă la dumneavoastră? Ei, după două luni, au strigat 44 de haicuri domnul Popescu. Practic, am rămas puțin spus mult de uimire că un Everest al picturii române a găsit valoare în cele 17 silabe ale mele. Și atunci a trebuit să restructurez întregul volum. Vreau să fie la o dimensiune mai mică, vreau să fie mai simplu, dar când am avut așa o onoare de a fi bucurat cu 44 de tablouri, vă dați seama că a trebuit să refac tot ceea ce gândisem. Și atunci am apelat la două persoane. În primul rând la jumătatea mea mai bună, care văzându-mă stresat și văzându-mă că am intrat în criză de timp, zice, dă încoace că ajut eu ca să repui în pagină și să rearanjez tot ceea ce ai făcut până acum. Și la Ovidiu Prelipcean, prietenul meu din copilărie, care m-a ajutat și la coperta primei cărți, prin volumul Cuvinte pe drumul, și cu care, la momentul de față, continui și mă ajută foarte mult la redactarea revistei Societății pentru Cultura și Literatura Română Bucovina, revista SPT. Practic este omul meu de bază în tot ceea ce înseamnă nu știu, aranjare în pagină și valoare a imaginii. Ca proiecte viitoare, nu știu dacă am la momentul de față sau să intenționez să scot în următoarea perioadă ceva. Întotdeauna am lăsat, inclusiv și volumul de haiku. Nu m-am grăbit să-l scot. Profesorul Romul Atanasiu, văzându-mă că nu am participat de ceva vreme la concursurile de haiku, mă întreabă, zice, ai abandonat genul ăsta literar? Zic, domnul profesor, nu, dar probabil din cauza lipsei de timp nu mă aplec așa cum aș vrea asupra genului. Și zice, nu l-am abandonat că ți se potrivește. Cred că asta a fost și scânteia care mi-a dat să aduc toate poemele cu care am participat la concursurile din țară și străinătate, unele de ele primiate, altele cu valoare sentimentală, și să poată să apară această carte. Inițial, cartea trebuia să apară și lansarea ei să fie făcută în anul 2020, atunci când am apărut. Însă știm foarte bine cu toții că pandemia a pus o oprire la multe evenimente și nu numai culturale. Și atunci chiar am fost nevoit să anulez manifestarea respectivă, lansarea,
Nici atunci nu se putea face foarte așa cum aș fi dorit, fiind limitat din, datorită numărului de participanți. Ei, la ceea ce doream eu și la spațiul pe care îl găseam, aveam nevoie de 20 de participanți. Deci, mai departe, atât de mulți că sunteți astăzi și mă bucur că sunteți împreună cu noi la, această bucurie. Cam aceasta am avut să vă spun. Este un lucru care vi-l recomand. Vi-l recomand să citiți odată, să citiți alte poeme, să citiți despre ceea ce înseamnă haiku și vă garantez că îl veți înțelege și îl veți aprecia. Cu siguranță că în rândul nostru sunt și persoane care la momentul de față nu au nici cea mai mică idee despre ceea ce înseamnă. Așa am fost și eu. Sunt unul dintre exemple care făcând de o glumă, când am auzit prima de haiku, haiku, kung fu, pentru mine totul era. Da? Și atunci... Apropo de asta, să zic și eu, v-am pomenit la începutul discuției lor despre faptul că nu aveam resurse, nu aveam gândit să caut informații. Și m-am dus la Suceava, la Botoșani, fiind prea mică, zic, mă duc la Suceava, undeva, unde era mai mare, să caut. Și m-am dus la librăria Alexandria, nu? Da, asta, da. Și îmi spun, haiku, ceva? Și face, nu, nu, ați greșit, domnule, nu haiku, IQ. Vreți cărți care să mă testeze? Am apărut o polemică, ce înseamnă aia, ce înseamnă așa. Nu avea nimic acum. Da, cu siguranță, cum spuneam, sunt în rândurile noastre și persoane care vor încerca să, înțeleagă acest gen și de ce nu să continue să pășească pe, drumul din punct de vedere literar al, haiku-ului. N-ar fi rău într-un viitor, nu prea îndepărtat, sincer. Aici la așa, să creăm o, organizăm o de inițiere, de ce face, ne sigur că da, dar deja dacă avem mai sprijin din partea de acesta... Pentru toate vârstele. Și, într-adevăr, foarte premiat, îmi trimisese la vremea respectivă un mesaj. Un mesaj care, recitindu-l ieri seară, efectiv m-a răscolit. Și o să, o să dau curs mesajului ca să, înțelegeți despre ce vreau să vă, spun. Domnul Mihai Maticiuc spune așa. Lăsați efemeridele să fie drepte și să se poarte amabil cu hajinii. Pentru că efemerul nu intru totul lipsit de putere. Pandemia mă restricționează, dar acesta e comentariul meu la lansarea ta de carte. Felicitări! Și nu uita, nu există moarte, doar o schimbare de lume. Din păcate, domnul doctor, acum un an, a decis că ar trebui să schimbe lumea. Mi-ar fi plăcut să-l am în mijlocul nostru și să spună pe, viu câteva cuvinte, dar mesajul lui mi-este foarte aproape de suflet și voi păstra totdeauna. Mulțumesc! Înainte de a declara deschisă expoziția de acuarelă, mă anunț că va fi o sesiune de autografe la măsuța aceasta. Pentru urmă efemeride despre care s-a vorbit atât de frumos și catalogul atelierului de care se mă duc la 10 ani. O să rog și pictorașii să fie pe aproape, dacă doriți pe ei să întrebați despre lucrare, despre ce-o crezut, cum am văzut, o vă desface. Deci, este deschisă expoziția și dar vreau bucuria ca dumneavoastră să vă transmite bucuria pe care noi am avut-o când am făcut aceste lucruri. Mulțumesc la vizitare!